Integrarea Estoniei în Uniunea Europeană a fost o adevărată provocare pentru toți, dar fermierii au dus chiar o luptă pentru supraviețuire. Guvernul de la Tallinn le-a oferit subvenții celor implicați, dar au impus reguli stricte. Unii nu au rezistat și în locul lor au venit oameni cu spirit întreprinzător. Echipa noastră de filmare a fost la ferma unuia dintre aceștia, care prosperă și datorită tehnologiilor. Тут разные элементы технологии. Я один объяснить это коротко. Коротко это трудно объяснить. То если вы видите тут этот навоз, это автоматически работает, что увезут, чистят. Кормят тут, вы видели, с не роботом, но как миксер так мешает и дает этот. Потом mixer, этот робот толкает ближе. La ferma cu peste 1500 de vaci muncesc aproximativ 150 de oameni. Aproape tot procesul este automatizat. Până și procesul de mulgere a vacilor se face prin tastarea unor butoane. Laptele este depozitat automat în aceste cisterne imense. Mai mult decât atât, poți vedea și care este temperatura lui în interior. De exemplu, în această cisternă este laptele proaspăt mult și are 28 de grade. Proprietarul fermei, care este și fost ministru al agriculturii, ne-a povestit că cel mai important pentru agricultori este piața de desfacere, iar odată ce Estonia a devenit stat membru al blocului comunitar, au crescut și posibilitățile fermierilor, dar și competitivitatea. Noastră firmă, такая большая из-за того, что в Эстонии была очень довольно такая суровая экономическая экономический климат. Ты должен плавать или утонуть. Так что мы решили плавать. Nimic nu se pierde la fermă. Din deșeuri este produs biogaz, care la fel este vândut. От нас этот биометан пойдет в город Тарту, там городской транспорт едет с этим биометаном. Secretarul general al Ministerului Climei ne-a povestit că Estonia are acum în mare parte ferme mari care au rezistat schimbărilor. Meritul le aparține fermierilor, mai puțin autorităților. Government didn't invest a lot. It were the businesses who needed to invest. If they had money, then they survived. If they didn't have money, then they went bankrupt. Autoritățile estoniene au un sfat pentru echipa de negociatori a Republicii Moldova, care vrea să devină membru al Uniunii Europene. You have to be very careful and to think about all the conditions what you would like to have for your country. I guess that's the main goal. Estonia a aderat la blocul comunitar în anul 2004. Deplasarea echipei noastre de filmare în această țară baltică a fost sprijinită de Uniunea Europeană.